Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, dacă ați fost atenți la Sfânta Evanghelie, s-a spus o expresie foarte frumoasă. Duhul încă nu se pogorâse, pentru că Iisus încă nu s-a preamărit de către Tatăl. Și tocmai această preamărire despre care am vorbit și cei care ați fost de înălțare la biserică, ați fost atenți că s-a vorbit de preamărirea Fiului Omului, în sensul că i s-a dat șansa să se ridice la cer, să se înalțe. Scopul înălțării l-am discutat într-o altă evanghelie de-a lungul postului mare. Făptura căzută, restaurată în Iisus Hristos prin moarte și înviere, a firii umane, fire care a fost luată de Mântuitorul Iisus Hristos, așa cum spune și Sinodul 1, 2 și 3, Maica Domnului născătoare de Dumnezeu, deci Dumnezeu adevărat, Maica Domnului este născătoare de om, adică a născut om în sensul că Iisus a avut fire de om, deci s-a întrupat sub vrem ca om, dar era Fiul lui Dumnezeu mai înainte de toți vecii. Și atunci Sinodul 1 a spus o vorbă, de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut și a terminat orice discuție inutilă. Deci aici vorbim de Fiul lui Dumnezeu care își păstrează cele trei calități. 1. Filiația, deci este Fiul veșnic. Ființa Dumnezeirii, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, deci nu schimbă nimic. Și veșnicia, mai înainte de toți vecii. Deci această sfințenie, această putere a Dumnezeirii, nu poate fi degradată. De o ființă cu Tatăl înseamnă una cu Tatăl. Eu și Tatăl una suntem. Asta ca idee, ca să știți ce înseamnă. Iar preamărirea înseamnă luarea firii umane de pe pământ, sfințită la modul suprem de ascultare și dusă pe scaunul Tatălui, ca așa spune celălalt ce pe scaun ai fost cu Tatăl, toate umplându-le, celălalt ce ești necuprins. Și apoi un alt sinod s-a legat de Dumnezeirea Duhului Sfânt, al doilea sinod, în momentul în care unii spuneau că Duhul Sfânt nu e la fel ca Dumnezeu și ca Fiul, nu e de o ființă cu Tatăl și cu Fiul. Ei, problema Duhului Sfânt s-a rezolvat simplu prin învățătura Sfântului Grigore, teologul, care a spus, și într-un Duhul Sfânt care de la Tatăl purcede, aleluia. Și avem scris și în Evanghelia lui Ioan, de nu mă voi duce la Tatăl să vă trimit Mânghietorul, nu va veni. Și preamărirea înseamnă urcarea la cer, deci pe scaun cu Tatăl, iar pogorârea Duhului Sfânt este rezultatul acestei preamăriri veșnice care nu mai poate contesta nimeni niciodată. Aici, privit în istoria dogmelor și privit în învățătura dogmatică a Bisericii, n-are nimeni nici de adăugat, nici de scurtat. Lumină este Tatăl, lumină este Fiul, lumină este Duhul Sfânt. Ce trebuie să știm noi despre Duhul Sfânt? Trebuie să știm un singur lucru, că este energie necreată care lucrează în chip vizibil și invizibil. Vizibil atunci când se fac minuni văzute și minunile văzute care sunt? Învierea unui om într-un mod miraculos, în urma unei nenorociri. O vindecare de boală groaznică, N și mi, o răsărire dintr-un pom uscat a unui pom verde, întâmplări care sunt mai presus de fire. Dar noi nu catalogăm aceste lucrări ale Duhului Sfânt ca fiind ceva care demonstrează existența Duhului Sfânt. Noi existența Duhului Sfânt o avem în anumite arătări ale Sfintei Scripturi care au fost confirmate de cuvântul evanghelic și al Scripturii și avem de pildă o privire amplă asupra lucrării Duhului Sfânt în momentul în care s-a conceput Iisus în Fecioara Maria. Ca om adevărat și Dumnezeu adevărat. Deci a avut trup real. A fost om ca noi. A mâncat, a băut, a râs, a plâns, a suferit, a postit, a flămânzit. Și spune, Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Deci acolo a lucrat energia Duhului Sfânt. A ținut cont, deci Duhul Sfânt a substituit procesul de înmulțire, dacă vreți, de diviziune. Procesul
de creație. Deci efectiv are putere creatoare. Prin ce? Prin lucrarea Tatălui. Puterea celui preanalt te va umbri. Și să, cum spune episcopul de Calavitria, Ilie Miniat, și în fiecare celulă Hristos a fost întreg și desăvârșit. Cum sunt particele din prescură. Când tai prescura și slujești un sobor de 100 sau de 80 sau 50 de preoți, nu unul mănâncă coasta sau unul mănâncă piciorul sau unul mănâncă mâna sau unul mănâncă urechea. Fiecare preot care are părticica în mâini mănâncă pe Dumnezeu întreg și desăvârșit. Asemenea și Iisus Hristos în pântecele Fecioare. O altă lucrare a Duhului Sfânt o întâlnim când la bobotează, ce se spune? Se spune că cerurile s-au deschis și semnalăm exact cum spune atât Ioan cât și Matei. Și peste care vei vedea Duhul pogorându-se, acela este. Și Duhul în chip de porumbel s-a arătat întărind, adeverind întărirea cuvântului. Deci, ca de porumbel, în chip ca de porumbel. Deci, forma de lucrare nevăzută, dar lucrarea văzută. Aici, la Fecioara Maria, formă de lucrare nevăzută, dar esența lucrării văzută. Cine? Fiul care apare în brațele Fecioarei. Deci, cel care se va naște la Betlehem, la 25 decembrie, când sărbătorim noi așa zisa nașterea Mântuitorului, simbolul că El s-a născut acum 2000 de ani. Deci, luat cronologic, de la 25 martie la 25 decembrie, timpul firesc de nașterea unei femei. Un alt eveniment este acest eveniment de astăzi, numit al Rusaliilor, care avea așa aceasta, o semnificație păgână, un fel de puteri sau un fel de ele, ca să spun așa, care circulă prin văzduh, pot face bine sau pot face rău, n-avea nicio treabă, dar ca să se schimbe sensul sărbătorii, a pogorârii Duhului Sfânt, s-a înlocuit sau s-a comutat una peste alta și pogorârea Duhului Sfânt, de fapt, ce este? Este venirea în chip vizibil a Duhului Sfânt din nou peste omenire. Este întemeierea Bisericii, este sfințirea Bisericii, este pentru prima dată, dacă vreți, cristalizarea termenului de biserică. Biserica Duhului Sfânt. Pentru că ăsta e scopul creștin, agonisirea Duhului Sfânt. În momentul în care, vine Duhul Sfânt, cum v-am spus și altă dată, ce se petrece? Un vuiet mare ca de vânt. Acum, întrebarea mea este simplă. Când se bat doi curenți, unul cald cu unul rece, și încep să se alerge la schimbarea vremii, ce apare? Vântul. Vântul pe care noi îl vedem că circulă și adie și mișcă frunzele pomilor și ale copacilor. Aici s-a făcut un vuiet ca de vânt. Deci ceea ce înseamnă că afară nu era vânt, ci vuietul era ca de vânt. Ce făcea acest vuiet? Mergea după principiile legii fizice. Deci, de fapt și propriu zis, Duhul Sfânt, care venea cu greutate din cer, dar nu greutate din aceasta în kilograme, ci greutate spirituală, era curățirea materiei, era îndumnezeirea lumii. Deci, în momentul în care s-a pogorât Duhul Sfânt la cinzecime, dracii au fugit de pe pământ. N-au mai avut putere asupra umanității. Pentru că nouă ni s-a dat puterea prin Duhul Sfânt. Veți călca peste șerpi, peste scorpii, peste balauri. Deci spune destul de clar. Vă va da vouă o putere și de veți bea de moarte, nu vă veți vătăma. Spune rugăciunile de dezlegare. Și cu așa forță a venit Duhul Sfânt, încât a dat impresia că s-a creat un vid de presiune și s-a creat un vuiet ca de vânt. Un zgomot. Dar de ce a fost vuietul acesta? Tocmai de a atrage atenția oricui. În momentul în care trăsnește, oamenii obișnuiesc să facă cruce, deci când fulgeră. Dar vedeți, întâi apare lumina și apoi tunetul. Ei, aici a apărut direct și tunet și lumină. Adică într-o clipeală de ochi s-au petrecut și s-au și văzut limbile în chip ca de foc peste apostoli care s-au umplut de Duhul Sfânt. Și aici avem mărturia, în invocării Duhului Sfânt mai de dinainte. Deci dacă ne uităm, Mântuitorul Iisus Hristos n-a făcut un lucru la întâmplare.
Va veni cineva și va spune, da, s-a suit Iisus la cer, dar asta spune preotul în tot anul, știu și de acasă, nu trebuie să vin la biserică. E adevărat, dar habar nu ai în calitate de necunoscător că de fapt Iisus a pregătit o liturghie pe pământ, venind din sânurile Tatălui și deșertându-se atâta și ca arhiereu, și ca învățător, și ca mântuitor, adică ca Dumnezeu. Și ce a făcut? A pregătit liturghia îndumnezeirii pământului. Și în momentul în care a pregătit prescurile, adică umanitatea, în momentul în care a pregătit natura, în momentul în care a pregătit lumea, vedeți, le-a luat pe rând. S-a născut în pântece de fecioară să sfințească tot ce înseamnă pântecele femeiesc. A stat în brațe de maică să sfințească brațele femeii dătătoare de prunci. A sfințit brațele și sânul femeii pentru născătorii, pentru a fi născătoare de oameni ai Duhului, că din pântecele femeii răsar și preoții, și arhiereii, și călugării, și sfinții, și directorii, și arhitecții, și miniștrii, și oamenii de știință, și geniile. Deci nu i-a fătat vaca pe nimeni. Toți s-au născut din femeie. Și aceste brațe s-au sfințit tocmai ca femeia să rămână sfințită. De aici spune Maicii Domnului, rai cuvântător, biserică sfințită. Deci, și spune acolo, pruncul creștea și se întărea cu Duhul. După aceea a trecut pe pământ, a copilărit între oameni, a cercetat, ați văzut, l-a preocupat copiii, am vindecat pe fica mai marului sinagogii, l-a preocupat tinerii, s-a ocupat de fiul văduvei dinain, l-a preocupat lumea matură, s-a preocupat de Lazar, l-a preocupat și oamenii tâmpiți de genul lui Iuda, dar n-a prins. Deci Iuda nu este simbolul răului în istorie. Iuda este un instrument prin care s-a făcut mântuirea. Răul lui Iuda îi aparține particular și personal. N-a fost predestinat să se spânzure, n-a fost predestinat să stea în veșnic în fundul iadului, n-a fost predestinat să rămână despărțit de Hristos. Singur și-a ales calea. Hristos a vrut întoarcerea lui exact cum a vrut-o pe a lui Petru. I-a primit chemarea, mărturisirea, i-a primit pocăința și lacrimile, de aceea când a înviat a și spus, merge și spuneți ucenicilor și lui Petru, ca drept dovadă că era lângă el ca Dumnezeu când se căia și îi părea rău din inimă, dar în același timp, n-a forțat nota, l-a lăsat pe Petru să se îndrepte de bunăvoie. Și același lucru a așteptat și de la Iuda. Deci aici, în simbolul lumii materiale, se vede că Hristos n-a avut succes. Și dacă n-a avut Hristos succes, spun că nici astăzi biserica nu va avea succes acolo unde omul este sluga burții sau numai sluga portofelului sau numai sluga materiei. Adică în momentul în care ești numai putră de bani și sătul de mâncare și de dezmăți și de distracție, deci nu poți să fii un creștin bun. Și aceștia vor avea la final, dacă nu-i prinde moartea îndreptați, ce? Șansa lui Iuda. Deci vor sta cu stăpânul lor, al pungilor, acolo în fundurile iadului. Acolo îi mai așteaptă bubosul Ghezi, îi mai așteaptă Anania și Safira, îi mai așteaptă Simon Magu, deci toți oamenii robiți de puterea și lucrarea banului. Să nu credeți vreodată că Hristos își va permite să facă din nou o reîntrupare, reluarea scenei de mântuire, ci și-a permis să o facă odată pentru totdeauna, spunând oamenilor aceasta să o faceți întrupomenirea mea în veacul veacului. Și i-a lăsat de capul lor. După aceea a stat în fundurile pământului, ca Iona în pântecele Chitului, a sfințit pământul, după aceea a intrat în apă la botez, a sfințit apele, apoi s-a înălțat la cer să sfințească cerul și materia și apoi s-a așezat pe scaun cu Tatăl. Și bineînțeles că în activitatea și călătoria mesianică, Hristos s-a ocupat și de natură. Și de ce știm că s-a ocupat și de natură? Ce-l interesa pe Hristos, nefiind horticultor și om din domeniul agricol, de ce smochinul ăla nu rodește? Ce-l interesa pe Hristos că nici nu era vremea smochinilor și el vrea roadă din el? A arătat că și materia supusă lui Dumnezeu, care nu se conformează legilor divine, se usucă și se blestemă. Și aici a dat un simbol frumos. Eu sunt butucul și voi vițele. Vițele se curăță ca să aducă roadă multă.
Ați văzut, când crește o coardă de vie, are 7, 8, 9, 5, 10 ochiuri. Vine frumos grădinarul, sapă butucul la rădăcină, îi pune o sârmă, un harag sau ce îi pune, taie 3 ochiuri și restul ochiurilor le aruncă. De ce? Chiar dacă le știi pe toate, nu trebuie să le faci pe toate. Chiar dacă le poți pe toate, nu ți le cere nimeni pe toate. Chiar dacă le cunoști pe toate, nu trebuie să le împărtășești pe toate, ci să faci ceea ce ți se cere. Și spune, cel ce se curăță aduce roadă multă. Deci, acele lăsate lăstare, două, trei, și cu câte două, trei ochiuri, vor aduce roadă cât o vie necurățată, adică cât un popor neînvățat și nesupus și sălbatic. Și atunci a arătat trecând pe lângă smochin că nu și-a recunoscut Creatorul, deci pe loc ar fi trebuit să aibă starea de rai în Dumnezeu, floare, fruct, rod, pârgă, copt, lucru care nu l-a avut. Și vedeți că mai întâlnim un element al smochinului când Iisus spune așa, în pildă, în parabolă. Mai lasă-l un an. Am să-l ud, am să-l grijesc, am să-l gunoiesc, am să-l prășesc, am să-i port grijă și la anul, dacă nu va rodi, am să-l tai. Acum întrebarea mea este, oare la anul o fi rodit? Noi nu știm dacă a fost același smochin pe care l-a întâlnit Hristos în parabola trecută, cel lăsat un an. S-ar putea să fi fost chiar ăla. Dar se pare că indiferent ce pom a fost, n-a respectat legea creației, legea divinității de a-și cunoaște pe Creator, cum a cunoscut pământul când s-a cutremurat, când a cunoscut cerul de s-a întunecat stelele și luna și s-a înroșit soarele și s-a acoperit fața, cum s-a cutremurat stihiile, cum s-au întors apele înapoi, văzutu-te-au apele și s-au întors înapoi, cum spune taina Sfântului Botez. Deci de ce vă spun lucrurile acestea? Ca să înțelegeți că este lucrarea Duhului Sfânt. Și în cele din urmă, tot aici ne întoarcem la liturghia lui Hristos, a venit asupra apostolilor, s-a concentrat asupra soborului de slujitori care trebuiau să mântuiască lumea și a spus, de acum începem liturghia propriu-zisă. Și cum le-a spus? Le-a spus exact cum s-aude în epicleză la liturghie. Ridică preotul mâna prima dată și spune, Doamne, Cel ce-ai trimis pe Preasfântul Tău Duh în ceasul a treilea. Hristos le-a spus odată apostolilor, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta, iertate vor fi, cărora veți ținea, ținute vor fi. Deci, condiția principală, iertarea păcatelor, ca să fie pământul curat și să nu-l spurcăm cu păcatele noastre. A doua oară, luați Duh Sfânt, cărora veți lega, legate vor fi, cărora veți ținea, ținute vor fi, dar acum schimbă tehnica și trece într-un plan superior, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, adică extinderea învățăturii și a Evangheliei. Iar a treia oară le spune la epicleză, cum? Le spune așa, voi nu vă depărtați de Ierusalim ca să primiți puterea de sus, să vă îmbrăcați cu ea. Eu mă duc la Tatăl și vă trimit vouă Mângâietorul. Și când s-a dus a treia oară la tronul Tatălui și a spus, Tată, preamărește-mă ca să te preamăresc, în clipa respectivă a fost a treia chemare de epicleză când Duhul Sfânt a venit și s-a arătat direct în chip de limbi ca de foc. Și dacă citiți Viețile Sfinților, vi le recomand că sunt la Pangar și sunt mai bune decât Codul Oreste sau al lui Da Vinci. Spune la Sfântul Vasile cel Mare că pe când slujea în Sfântul Altar, un diacon a făcut nu știu ce neatenție și a supărat pe oarecare și Sfântul avea deasupra prestolului un vultur aurit care de câte ori Duhul Sfânt venea peste Sfintele Taine, el tremura, trepida așa, vibra. Și a văzut în ziua respectivă că nu s-a coborât Duhul Sfânt. Deci iată trăire de oameni care știau că în liturghia este și sfințită, lucrătoare, că noi facem rugăciuni, dar nu știu cât ajung în cer, noi ne rugăm. Și în momentul în care l-a întrebat pe diacon, poate e greșit cu ceva, el a recunoscut că a jignit un oarecare cântăresc sau ce i-a spus și a cerut iertare și în clipa respectivă vulturul de aur tremura deasupra potirului, deci Duhul Sfânt s-a coborât. Deci esența Duhului Sfânt înseamnă sfințenie, curățenie, sensibilitate, bunătate, omenie, cinste, curăție. Cred că ar fi astăzi să vă spun de pogorârea Duhului Sfânt cam așa. Cine are pe Duhul Sfânt este blând. Cine are pe Duhul Sfânt este sensibil. Cine are pe Duhul Sfânt are bunătate la inimă. De aceea și spune psalmistul,
Duhul tău cel bun, nu-l lua de la mine. Cine are Duhul Sfânt, nu blestemă, nu drăguie. Cine are Duhul Sfânt, nu urăște. Cine are Duhul Sfânt, nu ține minte rău. Cine are Duhul Sfânt, iartă. Și ce spune? Roada Duhului. Ia să ascultăm. Roada Duhului este dragostea, pacea, îndelungă răbdare. Exact ce v-am spus. Și dacă ai avea dragoste și ai muta și munții, dacă și ai avea putere să muți și munții și dragoste, n-ai nimic, nu ești. Deci, iată, aici trebuie să înțelegem noi pentru ce a venit Duhul Sfânt. Dar în momentul în care s-a coborât peste apostoli, a lăsat o amprentă vizibilă. De unde erau fricoși la înviere, au fugit ca potârnichile și s-au ascuns care pe unde, lăsându-l pe Hristos singur, ba până la blestem, că nu-l cunosc pe omul acesta. De data aceasta, Petru, cel mai înflăcărat, a ieșit în mulțime. Și dacă ați fost atenți, ea corespunde foarte bine cu faptele apostolilor care sunt atribuite ca scriere Sfântului Evanghelist Luca pe la anul 60-70 și spune așa că au ieșit apostolii și au început să propovăduiască la toată făptura și s-a mulțit biserica în prima zi ca la 5.000, a doua zi ca la 3.000 și biserica creștea și se mărea cu Duhul. De ce? Toți cei care ascultau cuvântul lui Dumnezeu de la niște țărani care coseau mreje și prindeau pește, de la niște oameni simpli, fără carte, înțelegeau în limba lor. Și mi-aduc aminte exact, când am citit eu astăzi treaba asta, că spune așa în Faptele Apostolului, că erau și mezi, și parți, și asirieni, și greci, și mesopotamieni, și iudei, și cutare, și e numără vreo 10 nații. Și fiecare auzea în limba lor. Deci asta e marea taină, asta e esența lucrării Duhului Sfânt. Că în momentul în care Hristos a vrut să întărească biserica, s-a făcut și o minune, cum vă spuneam eu, nu neapărat vindecarea unei boli sau rezolvarea unei probleme grave, ci era o minune de ordin spiritual, nevăzută și neîntâlnită până atunci. Deci stătea persanul sau asirianul sau mahomedanul sau grecul de față, galileenii care vorbeau limba aramaică sau ebraică din Ierusalim, ei evrei fiind apostoli, ăia înțelegeau în limba lor. Deci de aici cuvântul pleca în limba oficială a apostolului și la ureche ajungea în limba țării de unde era respectivul ascultător al cuvântului lui Dumnezeu. Și asta se cheamă glasolalie sau vorbirea în limbi. Noi mai avem și astăzi glasolalici, dar stăpâniți de dracul pitonicesc, când nici ei nu știu ce vorbesc sau ce spun, dar cert este că au șeful lor, bisericuța lor și au și calea lor. Spune Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de la Luca, nu toți cei ce zic Doamne, Doamne, vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Și tot acolo la Evanghelistul Luca spune așa, Doamne, dar în numele Tău am scos draci, în numele Tău am vindecat bolnavi, în numele Tău am făcut minuni. Și Mântuitorul totuși le spune, nu vă cunosc pe voi. Păi cum, Doamne, dar în numele Tău le-am făcut? Da. Ca să nu se necinstească numele, dă o coapă, dă-i o palmă și se vine. Deci ca să nu se necinstească numele lui Dumnezeu între neamuri. Deci ce înseamnă între neamuri? Adică în momentul în care cineva vine în numele lui Iisus și nelucrând cuvântul, să fie luat de râs cuvântul lui Iisus, cuvântul lui Dumnezeu față de oameni. Și atunci, noi, cei slabi la minte, că cei deștepți sunt în biserică, spunem, dar lasă-i mamă, că și ăștia-s buni, nu beau, nu curvesc, nu fumează, nu înjură, nu fură, nu dau un cap, n-au nevoie să le mai facă pe astea. În clipa în care Duhul Sfânt a plecat de la tine și l-ai pierdut, dracul nu te mai chinuiește. De ce nu te chinuiește? Că ești sluga lui. De ce îl deranjează pe diavolul un om care are Duhul Sfânt în el? Îl arde, că nu-i de o structură cu el. Deci n-au aceeași componență. Și atunci satana bate război, vine cu beția, cu curvia, cu mânia, cu iuțimea, cu scutură tot cojocul ăla, cum spune Sfântul Antonie, cu toți drăcușorii care are el în sticluțele lui. Dar nu te poate depărta de Duhul Sfânt. Tu rămâi cu Duhul Sfânt pentru că permanent pomenești rugăciunea lui Iisus, permanent chem pe Iisus, permanent te spovedești, permanent te împărtășești și chiar mă bucur că o metodă de a-l aduce pe părinte la biserică sau pe mamă sau pe tată
este împărtășirea pruncuțului, adică vine să-l împărtășească pe cel mic, pentru că ține la el și îl iubește și îl dă pe Dumnezeu, și în felul acesta este și el prezent în biserică la Sfânta Liturghie, prin condiționarea pruncului mic care trebuie împărtășit. Deci, iată, încă un lucru bun, sau dacă vreți, încă un pas pierdut pentru diavolul, că Mântuitorul a spus această vorbă, lăsați prunci să vină la mine, cu una ca aceasta e împărăția lui Dumnezeu. Altă problemă legată de Duhul Sfânt, trebuie să știți următorul lucru. În lume El lucrează prin cele 7 taine. Nu o să dobândim Duhul Sfânt prin nicio formulă, atât chimică, atât științifică, atât cibernetică, atât matematică, cât algebrică sau geometrică. Duhul Sfânt vine prin botez, vine prin mirungere, prin euharistie, prin preoție, bineînțeles, prin sacerdoțul, cum se spune, începând de la apostol, episcop, preot, diacon, și aveți la 1 Timotei și 2 Timotei, vrednicia preotului, vrednicia episcopului, e decât și așa mai departe. Și apoi mai vine prin unde lemnul mastului sfințit în semnul crucii, și apoi mai vine prin pocăință, și în cele din urmă stă peste noi prin taina căsătoriei în familie, când deși însurat ești înaintea lui Dumnezeu, dacă nu ți-ai înșelat soția, soția nu l-a înșelat pe soție, sunt feciori înaintea lui Dumnezeu prin taina comuniei. De ce vă spun lucrurile acestea? Ca să nu-L căutați pe Duhul Sfânt pe aiurea. Deci Duhul Sfânt stă în cele 7 taine, de aceea s-a și rânduit ca în ele să lucreze cu Duhul Sfânt. Și este chemat prin erurgii, ori de câte ori este nevoie. Trimite, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt și sfințește unde lemnul acesta. Și apoi spune, se sfințește casa aceasta cu unde lemn sfințit, în numele Tatălui, amin. Fântâna aceasta, în numele Tatălui, amin. Stâna aceasta, în numele Tatălui, amin. Ogorul acesta, în numele Tatălui, amin. Căruța aceasta, mașina aceasta, gardul acesta, țara aceasta și tot ce vrei. Și când sfințești locul de o biserică, tot cu Duhul Sfânt și cu marele mir, face același lucru. Deci iată în ce stă. Și simbolul prezent al Duhului Sfânt în biserică este prezența Sfântului și Marelui Mir, care se face de episcop și arhierei, deci de sinodul bisericii, atât la noi cât și în alte biserici. Sau, dacă vreți, un alt simbol vizibil al Duhului Sfânt este Euharistia, Sfânta Împărtășare, care e esențial, direct și concret trupul și sângele lui Hristos prin epicleza euharistică. Altceva, nu știu ce v-ar mai plăcea să vă spun de Duhul Sfânt, vă spun doar un singur lucru. Se câștigă foarte greu și se pierde foarte ușor. Amin. Amin.